Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre ariile și volumul trunchiului de piramidă regulată. Trunchiul de piramidă regulată este corpul rămas în urma intersecției unei piramide cu un plan paralel cu planul bazei și îndepărtarea piramidei mici obținute. În continuare, vom nota perimetrul bazei mari cu pe indice B mare perimetrul bazei mici cu P indice B mic, aria bazei mari cu A indice B mare, aria bazei mici cu A indice B mic, înălțimea trunchiului O prim cu H și apotema trunchiului MM prim cu A. Area laterală a trunchiului de piramidă regulată este egală cu perimetrul bazei mari plus perimetrul bazei mici ori apotema trunchiului totul supra 2. Area totală este egală cu area laterală plus area bazei mari plus area bazei mici. Și volumul trunchiului de piramidă este egal cu înălțimea trunchiului supra 3 ori area bazei mari plus area bazei mici plus radical din area bazei mari ori area bazei mici. Vom studia câteva aplicații în care vom utiliza formulele prezentate anterior. Fie trunchiul de piramidă triungulară regulată A, B, C, A'B'C'. Punctele O și O' sunt centrele de greutate ale bazelor ABC și A' A'B'C'. AB egal 12 cm, A'B' egal 6 cm și O' egal 4 cm. A mic, calculați aria laterală a trunchiului, B mic, calculați area totală a trunchiului, ce mic, calculați volumul trunchiului. Ne amintim formula arei laterale și observăm că nu cunoaștem apotema trunchiului. Pentru calculul acesteia, vom lua separat trapezul dreptunghic O, O prim, M M. De ce este acesta un trapez dreptunghic? Știm că O prim, fiind înălțimea trunchiului, este perpendiculară pe baze. OM fiind inclusă în planul ABC, rezultă O prim perpendicular pe OM. În mod similar, putem demonstra că O' este perpendiculară pe O' M'. BM, fiind înălțime în triunghiul echilateral ABC, va fi egală cu latura radical din 3 supra 2 egal cu 6 radical din 3 cm. OM este o treime din BM, deci 2 radical din 3 cm. De asemenea, B prim M prim este înălțimea în triunghiul echilateral A prim B prim C prim, O prim M prim, fiind o treime din acesta, va fi egală cu radical din 3 cm. Fie M prim P perpendicular pe OM. În triunghiul dreptunghic M prim PM, aplicând teorema lui Pitagora, obținem că M prim la puterea a doua egal cu MP la puterea a doua plus M P la puterea a doua. M este egal cu OM M minus O P și patrulaterul P O O prim fiind dreptunghi, OP este egal cu M prim O prim și M prim P egal cu O prim. Obținem astfel MM' egal cu radical din 19 cm. În concluzie, area laterală va fi egală cu 3 ori 12 plus 3 ori 6, totul înmulțit cu radical din 19, supra 2, egal cu 27 radical din 19 cm pătrați. Formula ariei totale este aria laterală plus aria bazei mari plus aria bazei mici. Cum bazele sunt triunghiuri echilaterale, obținem area bazei mari egală cu 36 radical din 3 cm pătrați și area bazei mici egală cu 9 radical din 3 cm pătrați. Area laterală am calculat-o la subpunctul anterior. Înlocuind, obținem area totală egală cu 27 radical din 19 plus 45 radical din 3 cm pătrați. Volumul este egal cu înălțimea trunchiului supra 3 ori area bazei mari plus area bazei mici plus radical din area bazei mari ori area bazei mici. Egal cu 4 supra 3 ori 36 radical din 3 plus 9 radical din 3 plus radical din 36 radical din 3 ori 9 radical din 3. obținem astfel volumul egal cu 84 radical din 3 cm cubi. În următoarea problemă avem un metronom ce are forma unui trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCD A, B, C, D, A B C D în care cunoaștem latura bazei mari de 14 cm, latura bazei mici de 8 cm și valoarea tangentei unghiului A'AC egală cu 5 supra 3. A mic, determinați înălțimea metronomului, B mic, calculați area laterală a metronomului. În primul rând, ce este un metronom? Metronomul este un instrument care marchează prin bătăile regulate ale unui pendul intervale egale de timp. Acesta se folosește în general în muzică. Revenind la problema noastră, vom calcula diagonalele bazelor trunchiului de piramidă. Acestea fiind pătrate, diagonala este egală cu latura radical din 2. Obținem astfel AC egal cu 14 radical din 2, deci AO egal cu 7 radical din 2 și A prim egal cu 8 radical din 2, deci A O prim egal cu 4 radical din 2 vom construi separat trapezul dreptunghic AO O prim A și perpendiculara A P pe AO. Tangenta unghiului A AC va fi egală cu raportul A P supra AP, a cărei valoare știm că este 5 supra 3. AP egal cu AO minus OP, dar OP egal cu O prim și, utilizăm proprietatea fundamentală a proporțiilor, obținem A P egal cu 5 ori 3 radical din 2, totul supra 3, egal cu 5 radical din 2 cm. Dar A prim P egal cu O prim, deci înălțimea metronomului este egală cu 5 radical din 2 cm. Pentru a determina valoarea arii laterale, trebuie să calculăm apotema trunchiului. Vom considera separat trapezul dreptunghic OM M O OM respectiv O' M' fiind jumătate din laturile bazelor. Construim M'S perpendicular pe OM și în triunghiul dreptunghic M'SM din teorema lui Pitagora, rezultă că mm la puterea a doua egal cu ms la puterea a doua plus m prim la puterea a doua. Dar ms este egal cu om minus os, os egal cu o m și m prim s egal cu o prim. Rezultă mm prim la puterea a doua egal cu 59. Rezultă mm prim egal cu radical din 59. În concluzie, area laterală este egală cu 4 ori 14 plus 4 ori 8, tot înmulțit mulțit cu radical din 59, supra 2, egal cu 44 radical din 59 cm pătrați. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.